Primarul general al capitalei, Sucușor Dan, a scris luni un mesaj pe Facebook pentru ministrul transportului Sorin Grindanu. Mesajul provine din declarațiile făcute de Grindanu, care a spus că disconfortul pe care oamenii din București îl aveau în metrou a fost folosit ca mijloc de presiune asupra guvernului, pentru a opri anumite găuri Metrorex. El a spus că nu pare corect pentru ca un moldovan să plătească transportul capitalei. Bucureștiul nu este păstrat de nimeni. Nici Timișoara, nici din Iași, nici alte orașe sau județe. Dimpotrivă, Bucureștiul este cel care contribuie la sprijinul altor regiuni ale țării, iar acest lucru este firesc pentru dezvoltarea celei România. Cu 10% din populația țării, Bucureștiul produce aproximativ un sfert din PIB-ul României. Astfel, locuitorii din București produc mult peste media națională, dar, cu toate acestea, administrația locală din București nu primește la fel de mult cât ar trebui să fie primițile pentru nevoile capitalei. Este realitate și nu numai, consider că PSD este întotdeauna un festival anticumpărare, a scris un Sucușor Dan pe Facebook. Ministrul transporturilor, Sorin Grindanu, a declarat luni că s-a săturat de disconfortul pe care oamenii din București la un metrou ar trebui să fie folosiți ca mijloc de presiune asupra guvernului, pentru a umple anumite găuri Metrorex. Am săturat de ceilalți și de ceilalți, sunt convins că și tu, că acest disconfort potrivit căruia oamenii din București trebuie să fie folosiți ca un fel de presiune asupra ministerului, guvernului, pentru a veni cu bani pentru a opri unele găuri Metrorex. Aceasta nu este soluția. Totuși, soluția este în cele din urmă, și acest lucru, așa cum știți, se va întâmpla în acest semestru, până la sfârșitul anului, că există un plan foarte bine dezvoltat, ca toți indicatorii economici vor avea loc, deoarece bugetul de stat este imposibil de acoperit cel mai puțin lucru pe care Metrorex îl are ori de câte ori vine, a spus Sorin Grindanu, la o conferință de presă, potrivit Agerpres. Grindanu a subliniat că situația lui Metrorex este cauzată de contractul de întreținere, care nu a fost plătit. Contractul a fost reînnoit la sfârșitul anului trecut timp de 15 ani. Ministrul spune că au existat întârzieri tot timpul, dar asta nu înseamnă că Metrorex nu ar trebui să respecte condițiile contractului. Șeful de transport transmis pentru a fi deschis la o discuție cu primăria.